La acest moment, astăzi, s-au eliberat toate sumele, toate alocările bugetare către prefecturi, astfel încât prefecturile au de acum și suportul bugetar pentru a derula toți pașii în campania de pregătire care le revin. Din punctul meu de vedere, la acest moment, prioritatea pentru ei trebuie să fie derularea achizițiilor pentru tipărirea buletinelor de vot. Este foarte important ca această activitate să se întâmple din timp pentru a nu avea sincope în aprovizionarea cu buletinele de vot, așa cum s-a întâmplat punctual doar în câteva județe înaintea alegerilor locale.